cum ai timp și energie, pentru că ești singura, hai că să nu zic doamna manager, soție de fotbalist care muncește de dimineață până seara, n-are salon, ci propriu business și chiar e de la făcut modele până la ambalaj și trimis coletele. Când mai ai timp? Când mai am timp? Păi dacă dimineața începe la ora 5:30, acum este ora 19, că la ora asta a început evenimentul și mai am încă multe ore de aici încolo, Denisa, pentru că va trebui să ajung acasă, să le fac baie copiilor și am doi la număr și mai apoi să spunem povești de a dormit copii, că Ania doar așa doarme în ultima perioadă și după ce doarme toată casa, mă duc și eu să-mi fac un duș, să mă pregătesc, să fac și o rutină de seară, să arăt și eu om a doua zi. Și pe la ora 12, de nici măcar nu dorm mult, așa că e ceva timp, dar asta doar dacă te trezești de dimineață. Dar cum, Ania, acum când e fată mare, nu mai vrea să adormă decât cu povești și așa mai departe? Că eu țin minte când era mică, o puneai în cameră, îi puneai ursulețul sau ce avea acolo, un elefant? Da, și dormea și s-a șmecherit. S-a șmecherit, da, are 3 ani, la 3 anișori, până la 3 ani a dormit în pat cu musulache trompii cu ea, da. Și nu comenta nimic, plecam din cameră, somnușor, adio la gară. E, acum lucrurile s-au schimbat de la 4 ani, s-a mărit și simte nevoia de mai multă atenție. Că de ce a început așa, că de ce dorm cu Lucas? Și a dat ea seama cumva la 4 ani că maica s-a dormea cu Lucas. Și bineînțeles că acum ne împărțim, mă rog, când e Paul, cumva ajungem la un moment dat și toți patru în pat, ne mai schimbăm noaptea, dar la mine oricum e o noapte grea pentru că o ador pe ea. Lucas e și el băiatul răsfățat care după ce ador cu ea vrea să mă duc să dorm cu el. Deci după ce adorm pe Ania, o las în cameră, mă duc, adorm cu el, se trezește Ania pe la 3 dimineața, plânge, după mine mă întorc la ea și după aceea vine și Lucas. Și undeva spre 5 dimineața, înainte să mă trezesc, mă duc și dorm și o singură jumătate de ore. Și cum vine să dorm cu copiii? Pentru că te-ai învățat cu viața asta să fie Paul plecat la meciuri, în cantonamente sau să joace în deplasări. Da, devenind obișnuință, nu știu ce o să se întâmple după ce o să se lase de fotbal. Atunci să vezi că a dat la casă. Asta, nu te gândi acum că după ce se lasă de jucat, începe cu antrenorul. Și același lucru. A, bun, și cred că cu antrenoratul e mai greu, Denisa, să spun de ce. Pentru că atunci când ești antrenor, poți să fii astăzi la echipă și peste o lună să-ți iei bagaje să pleci așa ca și jucător, rămâi undeva la 6 luni, un an, o să fie și mai greu. Da, da, adică o să se mute și dintr-un oraș în altul, că lui nu-i prea place pe aici prin București, mai mult prin provincie. Dar ce o să faci când o să plece? Lasă, când o să plece copiii? Când o să plece copiii? Cu cine mai dormi tu? Te duci la sorta doar. Da, mă primește, Elena, o să rămânem două mame singure. Lasă-mă, Denisa, nu mă întrista, că sunt mici încă. Băiatul 9 ani, fata 4, las că mai e timp. La cât se pleacă de acasă? Că nu mai știu. Păi nu știu, dacă vrei să-i dai la liceu, așa, în țări străine, prin Elveția, pleacă de la 14. Nu prea sunt de acord cu asta, să știi. Și nu e vorba aici de bani. Știu foarte multe persoane care și-au trimis copiii acolo, au făcut 7 facultăți și mai apoi au făcut, fac haine ca mine. Și eu n-am făcut 7 facultăți. Deci nu despre asta e vorba. Cred că, în general, e vorba despre soartă și cred că educația, dincolo de toate, cântărește cel mai mult. E adevărat, dar contează mult și faptul că pleacă, se responsabilizează, știi, cumva nu mai sunt, uite, cum ai zis tu mai devreme, că Lucas e în continuare băiatul lui mama, deși își rupe picioarele pe acolo, pe terenul, acolo nu mai plânge. A devenit și el, să știi, responsabil, acum exagerez și eu cu faptul că el totuși face de la 5 ani fotbal, pleacă în cantonamente singur, pleacă la meciuri de fotbal, fără mine ajunge acasă cu cheia de gât, deschide ușa, mă așteaptă în cazul în care nu sunt, adică nu, e destul de responsabil, dar ce vrei, asta este generația nouă, nu ne mai putem asemăna cu ceea ce am trăit noi, absolut deloc, pentru că, na, asta e societatea în care trăim acum. Dar nu ți-e greu, pentru că știu că tu ești singură, mai ai ajutor, sau ce ți mai aveai din partea familiei, dar te trezești, îl duci întâi pe Lucas, după aia o duci câteodată și cu Nicolas, apoi... Mai ieși și fetele, te mai duci și la fabrică, faci și colete și la curier. Știi că foarte multă mă întreabă dacă nu, care cumva am o bonă. Nu, la mine dacă se îmbolnăvește, Doamne ferește, copilul, mi-anulez tot ceea ce se întâmplă în ziua aia respectivă, pentru că am o doamnă care mă ajută, dar doamna aceea trebuie anunțată pentru că are alt job cu câteva zile înainte ca să știe ce program își face. Dacă se îmbolnăvește astăzi, Ania are febră și mă trezesc, orice aș avea de făcut în lumea asta, las totul și rămân cu ea. Nu, nu am bonă și asta zic, dacă nu e școală sau grădină, e mama acasă, asta e, las comenzile, mă sună clienții, văd eu ce... Spun adevărul de multe ori, doamnă, asta s-a întâmplat, dar lumea e înțelegătoare, să știi. Hai că te organizezi tu, înseamnă că ai descoperit secretul ăla de ziua, n-are 24 de ore, da, pentru... Da, da. Zi-mi un pic și de site-urile de socializare. Cum te-ai gândit să-ți faci
cont, ai acumulat un public atât de mare, ai început să vorbești cu ei încât ai simțit nevoia sau pur și simplu te descarci, o relaxare pentru tine? Băi, cred că a devenit așa un mod de viață, să știi, online-ul ăsta și nu numai la mine, cred că la majoritatea oamenilor care trăiesc în felul ăsta, că ăsta e 2022, 2023 și așa a fost de câțiva ani încoace. Da, să știi că am devenit așa super sociabilă cu cei din comunitatea mea pentru că sunt genul de om care dacă acum sunt aici la eveniment, te-am postat pe tine, mă duc mai încolo, hai să vadă lumea ce mănânc eu, stai să vadă lumea că și eu gătesc din când în când rar, stai să vadă lumea că am scăpat cofragul de ouă pe jos, că asta sunt eu, două mâini stângi și îmi place lucrul ăsta. Se pare că mă și reprezintă și nu sunt stresată deloc în fața telefonului, n-am nicio problemă. Spun ce simt, lucrurilor pe nume, sunt sinceră și cred că datorită acestui fapt îi simt pe cei din comunitate foarte aproape și simt că am un public mișto, fără hateri și așa mai departe.